Salutare, prieteni, și bună dimineața! De aici începe plecarea noastră spre vacanță, spre Alicante. Am zis să fac intro-ul de acasă. Fix acum ies, mi-am făcut rucsacul, mi-am făcut bagajul. Pentru că nu mai am răbdare să aștept mașina. Așa că ies, mă duc spre Penny și acolo, de acolo o să mă ia șoferul către Otopeni. See you later! Mergem pe la punctul de control și am ieșit, dar intrăm pe la automate pe aici. Am trecut de porțile automate și acum urmează să caut poarta de îmbarcare. Nu am avut absolut nicio problemă la security. A fost super ok. Nu m-au reținut deloc, nu m-au întrebat nimic, am trecut rapid. A fost coadă, dar a mers repede. Și acum să găsesc un panou să îmi arate și la ce poartă trebuie să mă prezint și după aia stau relax. Așa, pe bilet aici îmi dă poarta din față, dar n-am văzut niciodată chestia asta așa, adică poarta din față așa se numește, nu are un număr. Poate așa o fi. Avem poarta 10. Poarta 10. Aici e 12. Ar trebui să fie pe undeva pe partea asta. Poarta 10. Am găsit-o. Și aici e 11. Și aici e 10. Am luat o cafeluță. Am luat o cafeluță și nu avem unde să stăm. Un cafeloaie, de fapt. Tot azi doar una și asta e ceva mai bună și mai multă. Da, fraților, deci am ajuns în Alicante. Super happy. Acum mergem la security. Ieșim din aeroport și să mă uit de un bus ceva, să văd cu ce ajung la destinație. Am ajuns cu 30 de minute mai devreme. Să mai întâmplă și de-astea. Zborul a fost foarte ok. Au fost ceva turbulențe, dar foarte slăbuț de tot, nu? Da, și am ajuns. Am ajuns la destinație. Aici probabil este zona de security. Practic de zona asta mai avem de trecut. Am trecut și de security și acum o să vedem unde găsim basul, sus sau jos. O să cobor jos, o să văd întâi. Acum practic caut zona de ieșire, dar văd acolo exit. Salida. Salida exit, cred că. Ieșire. Deci în stânga. Și aici să vedem ce găsim noi. Deci asta e practic ieșirea din avion, din aeroport și eu. Deci am învățat și primul cuvânt în spaniolă, salida. Salida este ieșire. E bun, e bun, e un început. Deci doamna e acolo, mereu să încerc sus. Dacă nu e jos. Și acum sunt sus și să vedem dacă găsesc aici autobuzele. Mai întâi, ia uite. Hai că-s furat de peisaj, dar trebuie să găsesc autobuzul. Europcar
ori pe aici. Încerc aici sus, dacă nu cobor aici. Să încerc sus aici, dacă nu o să merg în partea elaltă. Dar cred că ar trebui să întrebe cineva sus aici. Bus, da, aici este, te scrie acolo. Bus line. Ia să vedem acum. Pare că stai acolo, adică se pare, întreb acum. Da, pentru Alicante nu e ăsta, ăsta e pentru Murcia, parcă a zis aia. Undeva în fața aici, aici, că trebuie să aștept. Deci încă nu-i venit. Vine unul acum. Ia să vedem, parcă scrie Alicante. Cred că aici trebuie să aștept. Cred că ăsta e, da. Aeroport Alicante. Nu, nu știu, e atunci de 3,70 euro, parcă. A, 3,55 euro aici. Și acum urmează să plecăm. Nu știu încă timp. Dar probabil că nu mai durează mult. Sau nu știu. Habar n-am. Foarte simplu, am trecut de securitate foarte rapid. Și în autobuz foarte rapid, de cineva care taxează. Are POS. Merge foarte rapid. Îmi plătit cu telefonul. E super ușor. Salutare din Alicante. Mai am puțin până la cazare. Vremea e superbă, nu-i foarte cald. Habar n-am câte grade are apa. Și că nu-i foarte, foarte, foarte caldă, dar cred că e ok. Și mai am puțin până ajung la cazare, până mă întâlnesc cu doamna. Începe distracția. Vorba lui Cristi, trebuie să se audă un picamăr, un flex, ceva trebuie să fie. Am venit la el acasă, deci aici e ceva normal. Românii lucrează. Deci, practic, undeva acolo, pe colț, din câte am văzut eu din imagini, pe maps, acolo este acel Mercadona, un magazin de cartier, din ce am văzut eu. O să rom, îi scriu doamnei să vedem unde ne întâlnim. Deci, primul contact cu orașul Alicante e ăsta. Wow! Mercadona e aici, în dreapta, în stânga. Am fost să-mi las lucrurile, mi-am lăsat bagajul, m-am schimbat puțin cu ce am avut și acum merg să-mi iau o pereche de papuci, că am nevoie, și un tricou, câteva chestii de-astea basic. Da. Am găsit și o sală de sport. Și se pare că nu-i scump. Pe o lună de zile vreo 15 euro, 10-15 euro costă, deci o să merg și acolo. Da, am o stare așa acum de, nu știu, parcă m-a luat așa un pic de anxietate, dar nu știu de ce. Nu știu, m-a luat așa o stare ușor anxioasă. Dar trece, ea trece, cred că trece, nu știu. Adică trece, logic că trece, dar momentan cam așa mă simt. Și acum vreau să mă uit pe GPS și să văd cam pe unde mă plimb. Că e destul de importantă chestia asta, că așa dacă mă duc aiurea pe aici, n-am înțeles nimic din toată treaba. Pe aici se aude un flex, domnul Cristi, cum ziceam, știe el mai bine. Mereu trebuie să se audă un flex. Da, mă uit pe GPS și începem să vizităm ceva interesant. Am pus ca și destinație portul turistic. Cred că e zona de promenadă, îmi scap acum numele. Dar cred că asta e. Și undeva încolo, deci să ieșim puțin la soare, că aici e prea multă umbră și sincer nu e chiar atât de cald. Acum na, este și 5:48, ora 6. Cumva se explică, dar na, nu degeaba extra sezon. Este destul de răcoare. O să trec strada și să ajung pe partea aia pe la soare, că nu mai vreau umbră. Sper ca laptopul meu să facă față la cât am eu de filmat, pentru că
Am de gând să fac niște vloguri lungi și sper să ducă. Le trag fișierele cât pot de mici, adică 1080-24 de cadre. Dar, na, vedem ce o să fie. Îți dai seama că eu sunt în stare să fac și 2-3 vloguri pe zi. O să încerc cumva să fac daily-ul și cumva alte vloguri pe care cumva să le postez, să le programez să se posteze singur în perioade în care eu nu voi fi aici. De exemplu, prețuri prin magazine și diverse chestii ce nu țin de daily neapărat. Probabil că o să le pun pentru alte zile, pentru zile în care nu voi mai fi aici, ca să fie și atunci ceva de vizionat pe canalul meu, pentru că, după cum am zis, vreau să fac să aibă continuitate și să ridic canalul foarte mult. Aici se lucrează și probabil că ne și înțelegem cu dânsii. Eu așa cred. Vreau să vă zic că nici nu am mâncat. Adică nu mi-e gândul la așa ceva. Da, o să-mi iau ceva să mănânc, ceva avocado vreau să-mi iau cu, nu știu, văd, ceva legume, habar n-am. Eventual și vreo 2-3 ouă să-mi fierb. Hai că parcă m-a luat foamea, mă. Și cam atât. Da, sunt foarte entuziasmat de treaba asta. Începe să dea soarele, adică să ies în zona de soare, de fapt. Și da, începe să iasă starea aia aiurea pe care o aveam și încep să mă simt bine că am dat de soare. Și aici probabil că fac dreapta, în față. Adică ăștia salcând, da. Trebuie să vă arăt și niște palmieri, adică palmieri cred că se numesc, nu? Sau ce să ia? Sunt acolo. Da. Sunt curios cum o să mă simt când o să întâlnesc românii, că îți dai seama că sunt români aici și o să și întâlnesc așa ceva. Așa ceva. Da, bravo. Da, adică am văzut și prima chestie. Un tip în spatele meu, un puștan, să pișe lângă niște de-aștia. Pă bune? Ia uitați-vă, fraților, aici. Wow. Deci cam ăsta e primul impact. Stai că am stat să mă uit să văd așa dacă trece lumea pe roșu, dacă stai să-mi pun și retru. Și da, trece lumea pe roșu. Mai ales dacă chestii de-astea treceri de-astea așa, unde nu prea se circulă. Se trece pe roșu. Mă, nu știu de ce nu-mi ia netul de pe roaming. E ciudat asta. Trebuie să rezolv că n-am maps, n-am nimic așa. Suntem aici pe Esplanada Spania, parcă așa se numește. Și acolo sus este Castelul Santa Barbara. Și ăsta e portul turistic pe această zonă de promenadă. Dar nu știu exact ce fac azi. Cred că-s random, așa. Mâine încerc să-mi fac un... să-mi fixez niște obiective. Dar azi cam așa se prezintă situația. Abar n-am unde să mă duc. Mă duc și eu pe faleza asta până în capăt. Că are un capăt, nu? Și după aia cred că trebuie totuși să mă întorc și să-mi cumpăr și eu ceva de mâncare. Și abar n-am, nu știu, să mai fac o baie. Ce mai am de făcut? Să mă așez puțin, cum s-ar zice. Da, sunt așa un pic, am o stare de anxietate, încă simt așa o chestie. Dar ideea e că eu când am ajuns n-am avut treaba asta, acum am treaba asta.
Dar e ușoară, e doar așa. Cred că nu-mi dă un mare fail. Aici parcă totul se prezintă diferit. Parcă și cerul e făcut pentru zona asta. Ce liniște. Nu se aude nimic. Se aud mașinile, dar cam atât. Nu claxoane, nu nimic. Lumea stă la un pahar de vorbă. Și că ce-i culmea, că acolo e soare, aici nu-i soare. O umbră. Și asta este insula aia pe care o văzusem, Tabarca, și se merge cu asta. Un trip de o zi, din ce știu eu. Uite, aici avem toate detaliile. Detalii legate de preț nu găsesc. 45 de euro pentru un adult. Da. Maybe. Deci asta e insula. E o așezare veche, rămasă de cum era acum nu știu câți ani, trebuie să-mi fac research pentru asta. Și da, ci că ar fi un trip de o zi. Habar n-am dacă o să mergem. Ideea e că asta e barca, să zic așa. Toată lumea aleargă aici. Foarte interesant. Ador zona asta de palmieri. O să merg până în capăt și o să mă întorc probabil pe partea cealaltă. Trece pe lângă mine acum o gagică mișto. Deja mă întreb, s-a dus. Cumva mă vedeți aiurea puțin când întunecat, cam soarele în spate și na, mă văd mai întunecat, dar o să mă vedeți mai bine când mă întorc, că o să-mi bată mie în ochi. Da, uite, ăla e un autocar de Brașov. Un autocar de turiști, de la Brașov. Ăsta e titlul. Am ajuns în Alicante și am dat de români. Nu, am ajuns în Alicante și am dat de brașoveni. Da, să nu uit treaba asta. O să n-am cum să uit, că am înregistrat. E bine. În verde traversăm pe partea asta și ne întoarcem înapoi. Da, se pare că internetul încă nu funcționează, dar îmi funcționează GPS-ul. Deși nu mi-amintesc să fi descărcat cartul. Eu zic să mă duc până în capăt, că sunt fântânile alea acolo și mi se pare mișto. Dar o să am teroare cu soarele ăsta în ochi când mă întorc. Cum mi-a face poze. Avem un McDonald's aici pentru fanatici. Eu nu sunt. Nici deci am stomacul super gol, îl simt. Dar nu am nicio problemă cu chestia asta. Să filmez, frate. Așa? Sau așa? Nu știu. L-am pe Sorinel în spate. Ce pot să-i fac acum? Da, mergem până la fântâni acolo, după care ne întoarcem. O să încerc să iau alt traseu, deși nu-mi place pe la umbră, dar ne întoarcem. Vreau să fac câteva cumpărături ca să și mâncăm. Mâncăm? Zici că mâncăm împreună? Sau mănânc? Noi doar ne plimbăm împreună, că asta puteți face virtual. Dar să mâncați nu prea să leagă așa. Și trebuie să rezolv treaba cu cartela. Că normal trebuie să am net, am roaming, mai ales că sunt în Spania, deci ar trebui să meargă super perfect. Vedem, rezolvăm și asta. Aici sunt terase. Sunt, uite, cu pictură, diverse suveniruri, cred. Da, frumos, frumos, foarte frumos. Chestiile astea îmi plac la nebunie. Le-am zis chestii, dar știu ce sunt. Și da, cu siguranță o să filmez foarte, 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 foarte mult. Să vedem cum mă descurc cu editarea. Că o să dureze. Claro. Da, vorbesc deja spaniolul.
ce ne cântă ceva, probabil. Asta aici trebuie să fiu practic atent cu vorbitul la adresa noastră, că suntem peste tot acasă. Mai de tablouri. Măi, faza e că îmi văd plaja în partea cealaltă, așa. Și acum mă tentează să mai înaintez cu... Vedem ce urmează aici. Cred că traversez și vă arăt puțin și plaja și gata, asta e, ne întoarcem. Acolo e trecere de pietoni. Deci, vă luăm pe aici. Sus avem Santa Barbara. O să fie o panoramă frumoasă, cred că mâine, mai mult ca sigur, mâine mergem acolo. E un viewpoint extraordinar. Avem steagul Spaniei aici, acea fântână de care v-am zis, și în față avem plaja. Playa, nu? Melia Alicante. Da, aici e puțină gălăgie, dar cu siguranță voi mă auziți bine, că deoarece și pentru că am Osmo. Adică cea mai tare cameră de acțiune. Castelul Santa Barbara e super mișto, practic. Noi o să urcăm pe acolo, pe treptele alea. Mamă, m-aș duce acum, dar nu acum. Deci mâine pe Santa Barbara mergem. E super mișto. Se pare super mișto. Hai să trecem să nu ne calce mașina. Și am ajuns la plajă. Miroase mare. Am ajuns la Mediterană. Trebuie să-mi iau papuci, că n-am. Îmi dau seama că de sus, de acolo... De sus, de acolo, o să se vadă super șmecher apusul. Că se pare că e în spatele meu. Și... e un viewpoint bun acolo. Băi, toată lumea aici aleargă, frate. Toată lumea aleargă. Parcă vine să iau la fugă. Și toată lumea aleargă, frate. Wow! Adică e cool să faci sport și toată lumea face sport. Și mi-am scos și camera la orizont. Și acum mă duc să văd cum se prezintă apa. Normal. Trebuie să văd treaba asta. Băi, deci se vede demenția la pus. O să mă fac puțin aiurea, dar asta e situația. Da, îmi trebuiau papuci, frate, că așa... Da, stai. Azi mergem așa. Ia uite. Am ajuns și la plajă. Apusul e în activitate. N-am văzut ce temperatură are apa, n-am încercat treaba asta. Dar am văzut că intră lume în apă, deci voi intra și eu, dar mâine. Las asta pentru mâine. Și acum ne întoarcem înapoi acasă. Și o să mă vedeți și bine, că soarele a coborât jos și se pare că nu va mai scoate ochii. N-am făcut câteva poze cu superba mea și iubita mea cameră. Și o să trec să iau ceva de la o alimentare, ceva. Cum am zis, să mănânc. Și văd ce mai trebuie să-mi iau. Că am de stat pe aici, deci... sunt ceva chestii pe care ar trebui să mi le iau, nu e chiar așa. Uite, dezavantajele de a mânca sănătos este că nu poți să te așezi pe aici. Bine, poți, de fapt poți să iei, să bei o cafea, e ok, adică na. Da, bravo, chiar, corect, o cafea. Dar altceva nu. Alcool nu. E ok, n-am treabă cu asta.
A trecut un tip acum pe lângă mine și că dacă vreau să încerc să-i fac poze lui. Foarte, foarte amuzant. Și în engleză, bineînțeles. A dat seama având asta în mână că-s turist. Na, da. Asta n-ai ce să mai comentezi. Trebuie să trag și o poză acum. E musai. Foarte interesantă clădirea asta, blocul ăsta. Foarte interesant construit. Adică gen modelele de pe el. Asta e un bazar aici. Siguranța aici sunt prețuri mai mari. Dar mă uit și eu să văd. Nu văd papuci. Dar probabil că aici nu o să pot să cumpăr cu... Probabil. Nu o să pot să cumpăr cu cardul. Dar aruncăm și noi o privire. Pe aici. Bijuterii, adică tinichele probabil, multe dintre ele. Brățărici. Pene, maimuțici cu rele, chestii funny. Da, cam ce găsești și pe la noi, na, ce poți găsi. Uite, cu Buddha, cu chestii de gen, habar n-am. E o geantă cu alicante. Șepci. Chestii pentru adulți. Chestii de genul. Aici chestii de-astea luminoase. Cam atâta, cam pe aici să termină treaba. Dar în principiu sunt cam aceleași chestii peste tot, adică n-ai ceva, nu știu cum să zic, diferit. Sunt la fel, diferă foarte puțin. În principiu accesorii, suveniruri și cam atât. Acum, sincer, ne îndreptăm spre casă. Sincer, nu vă mint. De aici o statuie. Nu știu cine e domnul. Dar e un domn. Face un fel de nudism. Nu e nudism. Merg spre casă, dar ideea e că eu merg spre casă. Ok, bun. Probabil că videourile astea le pun să se descarce. O să aștept să se descarce în laptop și o să le pun și în timeline ca să se încarce să fie pe verde când le editez. Ok, bun, înțeleg. Dar după asta ce fac? Stau în casă? Adică nu? Adică mă schimb și ies. Faza este că nu e să zici că e foarte cald. Bine, nici nu mori. Dar sincer aș fi vrut să am ceva mai gros, mai puțin, mai cu mânecă lungă, adică. Da, ce amețit sunt, am. Ok, prieteni, păi, nu știu dacă neapărat asta se poate încadra la un început, un vlog de bun venit, de cum să-i zic, de first impression, să zic așa. De prima impresie. Dar ăsta e vlogul meu de azi, pe care mai mult ca sigur o să-l încarc în seara asta pe YouTube, pentru că eu fac chestiile astea, sunt disperat după a posta, dacă tot am ce să postez.
și o să fie și ceva de noapte, cred, nu știu. Probabil că o să filmez cu camera, cu Nikon-ul, pentru că nu știu cât de mult mai mă ajută GoPro-ul pe ăsta Osmo, pe low light. Și acolo, pe margine, era unul de-al nostru. Au ce? Băi, și o să mergem și în Benidorm. Deci vreau și acolo, pentru că ăsta e micuț pe lângă ce există în Benidorm. Deci Benidorm este orașul cu cei mai mulți gârienori pe metru pătrat. Nu orașul cu cei mai mulți gârietori. Orașul cu cei mai mulți gârietori pe metru pătrat. Adică sunt foarte mulți într-o zonă foarte mică. Ce remarc eu aici? Aici. Trec de la unul la altul. Ce remarc eu aici? Lumea nu prea te bagă foc. Adică nu prea se uită la tine. N-a niciun stres. N-a. Îți dai seama că într-un oraș ca ăsta, treaba cu vlogul și cu ce fac eu acum este la ordinea zilei. Deci, revenim. Hai să facem încheierea, că cred că am vreo 5 minute de cât tot zic închei. Așa că vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și ne vedem în următorul material. Vă mulțumesc și vă iubesc. Nu uitați să dați acolo un like și un com, pentru că mă ajută, știți prea bine treaba. Vreau să vă zic de la început, că se zice că atunci trebuie să zici treaba cu like-urile, că până la sfârșit omul uită de like. Dar dacă aș primi cât un like de la fiecare persoană care deschide video și un coment, ar fi genial. Deci am să încerc data viitoare să vă zic treaba asta de cum dau primul rec. Vă mulțumesc, la revedere, pa, pa!